De foarte multe ori stau de vorbă cu persoane care îmi spun că nu se pot concentra suficient de bine la rugăciune. Ne dorim rugăciune puternică? Sigur că da. Cine nu-și dorește asta? Ce înseamnă rugăciune puternică? Păi să simt că vorbesc cu Dumnezeu, că mă ascultă, că pot să comunic cu el. Sigur, știm că asta este o treaptă de început a rugăciunii, dar nici pe asta nu avem. Nici vorbă să ajungem la treptele mai sofisticate. Ni se întâmplă adeseori, nu știu dacă dumneavoastră vi se întâmplă, dar sunt mari șanse, ni se întâmplă să ne așezăm în genunchi pentru rugăciune, dar să nu reușim să ne adunăm gândurile. Citim rugăciunea, dar nu înțelegem bine ce citim. Ne propunem, de exemplu, să citim toată rugăciunea de seară, din cartea de rugăciuni, sau poate un acatist. Dar ajungem pe la jumătate și ne dăm seama că nu suntem mulțumiți. Apoi continuăm, bineînțeles, terminăm de citit rugăciunea de seară sau acatistul, dar parcă n-am simțit deloc această rugăciune în suflet. Posibil, deci, să vă găsiți și dumneavoastră într-o astfel de situație dacă sunteți încă la început. Cei mai avansați în viața duhovnicească știu să facă în așa fel încât să nu ajungă acolo, dar începătorilor li se întâmplă aproape întotdeauna să ajungă la această insatisfacție. Ca să încercați o rezolvare, vă propun o metodă simplă. S-ar putea să vă prindă bine, așa cum este foarte posibil să nu vă aducă niciun câștig. Deci, nu sunt deloc sigur că asta este soluția, dar să știți că eu însumi am încercat-o și cred că unora cel puțin li se potrivește. Oricum, este doar pentru începători și subliniez lucrul ăsta, este doar pentru cei care se află la începutul vieții lor duhovnicești. Și înainte să vă spun despre ea, vă reamintesc faptul că este necesar să discutați despre aceste lucruri. Cu duhovnicul dumneavoastră. El știe să vă recomande cele mai potrivite soluții pentru toate impasurile din viața spirituală. Și iată în ce constă metoda. E foarte simplă, cum vă spuneam. Mai întâi trebuie să hotărâți cât timp vreți să dureze rugăciunea dumneavoastră. Poate vă mirați că pun problema duratei, dar. Dumneavoastră știți cât timp vă rugați în fiecare seară? Sau în fiecare dimineață? Pentru că, atenție, timpul se dilată sau se contractă în funcție de stările noastre sufletești. Deci, s-ar putea să nu aveți o percepție corectă asupra timpului dacă nu îl măsurați. Cât timp vreți, deci, să dureze rugăciunea dumneavoastră? Pentru cineva care nu prea e obișnuit cu cele ale credinței, vreo 5-6 minute pe seară ar putea să pară suficiente. Nu sunt. Nu sunt. Cei puțin mai avansați știu că o rugăciune de. 15-20 de minute este cât de cât mulțumitoare. Nu e perfectă, dar e mulțumitoare. Oricum, durata asta diferă de la persoană la persoană. Dar iau acum, gândiți-vă cât timp doriți să dureze rugăciunea dumneavoastră. Să zicem că vreți să dureze 12 minute. Nu e mult, dar nu e puțin. Puțin este, de exemplu, atunci când zicem doar tatăl nostru înainte de culcare, așa cum fac copiii și mulți adulți, să știți. Ne vom ruga, deci, 12 minute. Ce facem mai departe? O să vă mire. Folosim telefonul. Folosim telefonul. Deschidem aplicația temporizator sau cronometru invers. Setăm durata de 12 minute sau cât ne-am ales noi. Pornim temporizatorul și apoi punem telefonul deoparte. Preferabil ar fi să-l puneți undeva mai în spate, să zicem, ca să nu aveți tendința să vă aruncați ochii pe ecran să vedeți cât timp a mai rămas oricum temporizatorul va suna atunci când se termină durata pe care am stabilit-o. Ce facem acum? Luăm cartea de rugăciuni. Ce o să citim? Rugăciunea de seară sau un alt text de rugăciune? Lucrul ăsta probabil că e bine să-l stabilim de dinainte. Începem rugăciunea. Citim sau rostim pe de rost rugăciunile începătoare, pentru că așa începe întotdeauna rugăciunea noastră. Și după ce ați terminat prima rugăciune, împărate ceresc, întrebați-vă dacă ați înțeles bine fiecare cuvânt al rugăciunii. Dacă nu sunteți siguri că ați înțeles tot, reluați, reluați, de la început. Împărate ceresc. Și opriți-vă un pic. Împărate ceresc. Aici gândiți-vă ce înseamnă împărat ceresc. Împăratul suveran al tuturor cerurilor, al universului pe care îl știm și al împărăției veșnice. Păi ce senzație de, de grandoare, nu? Ce măreție are Duhul Sfânt, căruia ne adresăm în această rugăciune. Și cu sentimentul ăsta în suflet, continuăm. Mângâietorule! Dintr-o dată, împăratul acesta maiestuos al tuturor cerurilor, ne devine familiar. E mângâietor, nu este asupritor. Nu e brutal, nici vorba de asta. Și e bine asta, pentru că dacă e mângâietor, înseamnă că pot să am curaj să mă adresez lui prin rugăciune. Continui. Duhul adevărului. O, deja mă provoacă. Trebuie să fiu de deplină sinceritate, să fiu un adevăr. Mai departe. Care pretutindeni ești și pe toate le plinești. Cât de mare și puternic este Duhul Sfânt. El are puterea să mențină totul în existență, să desăvârșească toate cele care încă sunt imperfecte. Și așa mai departe, continui rugăciunea. Și cred că ați înțeles bine care e ideea. Trebuie ca în rugăciune să pricepem cu mintea, mai întâi cu mintea, să pricepem, deci, sensul cuvintelor pe care le spunem. Cuvintele sunt importante, toate cuvintele sunt importante. Prin cuvânt s-a zidit cosmosul întreg, da? Prin cuvânt Dumnezeu dă viață și face miracole. Cuvintele sunt importante. Și traseul cuvintelor este următorul. Minte, apoi inimă. Sau poate e mai corect să spun ureche, minte și apoi inimă. În niciun caz nu vreau să spun prin asta că am pretenția să explic ce înseamnă să cobori mintea în inimă. Asta este ceva mult mai special. Dar vă atrag atenția că dacă mintea nu înțelege un cuvânt, cuvântul acela nu are cum să ajungă la inimă. Întâi mintea trebuie să înțeleagă, apoi inima tresare, rezonează, se umple de recunoștință, de uimire, de bucurie, de credință puternică, de dorința să meargă mai departe, să avanseze. Și tot așa, și tot așa. Deci dacă nu înțelegeți o frază din rugăciune, reveniți asupra ei, fraza aceea s-ar putea să fie foarte importantă. Dacă nici atunci nu o înțelegeți, la a doua citire, mai spuneți-o dată și încă o dată. Și dacă tot nu înțelegeți, mergeți mai departe, nu trebuie să vă blocați acolo. Cineva căruia i-am vorbit despre metoda aceasta, mi-a spus mai târziu că din totalul de 12-15 minute pe care le fixase pe temporizator, aproape jumătate le consumase rostind rugăciunile începătoare, aproape jumate. Și de ce? Pentru că mereu a revenit asupra lor, mereu a revenit asupra lor până le-a înțeles foarte bine. Și apoi m-a întrebat dacă atât de mult timp stau la rugăciunile începătoare, cât o să-mi ia să spun toată rugăciunea de seară? Și răspunsul este următorul: Păi nu trebuie să spui toată rugăciunea de seară, spune numai un sfert din ea, dar să-l spui din toată inima. Păi e mai bine să spui toată rugăciunea de seară, dar să nu o înțelegi, sau să spui numai un sfert, dar să fii cu toată inima acolo. Asta este cheia, să ai o concentrare perfectă, să fii în Duhul rugăciunii, în comunicare cu Dumnezeu. Ai reușit? Perfect. Perfect. Asta este esențialul. Vă amintiți ce spune Sfântul Apostol Pavel? În biserică vreau mai degrabă să vorbesc doar cinci cuvinte cu mintea mea decât să spun zeci de mii de cuvinte într-o limbă străină pe care nu o înțeleg. Mult mai de folos îmi este să înțeleg puțin, dar să înțeleg decât să turui nenumărate vorbe pe care mintea nu le poate procesa. Pentru că dacă mintea nu înțelege un cuvânt, cuvântul nu ajunge în inimă. Trece pe lângă. Și cui folosește asta? Bine, deci spunem rugăciunea în acest ritm. Nu ne interesează cât de mult text parcurgem, ci ne interesează să înțelegem fiecare cuvânt pe cât posibil. Dar la un moment dat, timpul pe care îl prestabilisem noi se termină. Sună alarma ca să ne arate că timpul s-a epuizat. Ce facem atunci? Continuăm să citim rugăciunea? Ceea ce o să vă spun acum s-ar putea să vă mire. Vă recomand ca, atunci când se termină timpul prestabilit, să încheiați rugăciunea. Adică spuneți formula sau formulele de final. Poate aveți un ultim gând înainte de a vă ridica din genunchi sau felul obișnuit în care terminați rugăciunea. Și apoi gata, aceasta a fost rugăciunea de astăzi. Bine, și s-ar putea să-mi spuneți, dar poate că în momentul acela inima noastră ne spune că uite, a fost bine, ne-am concentrat, am avut o rugăciune puternică. Poate ar fi bine să mai stăm un pic, să rămânem un pic mai mult în rugăciune, încă 5 minute. Sau poate să stăm să terminăm de citit toată rugăciunea de seară sau tot acatistul pe care l-am început. Ei bine, aici v-aș spune că nu. Dacă durata prestabilită de azi a fost de 12 minute, Câștig mai mult dacă rămân fidel planului pe care l-am stabilit. Mâine o să pot, dacă îmi doresc, să setez temporizatorul un pic mai mult. Dacă azi au fost 12 minute, mâine pot să fie 14, poate 15. Dar astăzi e suficient cât a fost. Care este capcana în care vă rog să nu cădeți? Există momente de vârf în rugăciune în care ne simțim încântați că înțelegem cuvintele, că sufletul nostru e așa ca o, ca o floare a soarelui, știți, care e deschisă sub razele calde ale unui soare blând de după amiază. Și în starea asta am rămâne, ni se pare nouă, ceasuri întregi. E o binecuvântare, nu-i așa? Da, sigur că este o binecuvântare, numai că experiența ne arată că, cel puțin la începători, starea asta bună, de har, Trece repede. Să zicem că ești foarte încântat de starea ta, bună, și că, din cauza asta, îți propui să prelungești rugăciunea chiar după ce s-a terminat timpul prestabilit. Bun. În foarte scurt timp după ce te-ai hotărât să prelungești, starea aceea de bine trece. Locul ei este luat de nerăbdare sau plictiseală, sau cel puțin lipsă de entuziasm. Și, dintr-o dată, calitatea rugăciunii tale s-a schimbat și anume s-a deteriorat. Deci, vă recomand să vă opriți după ce s-a epuizat timpul pe care îl prestabiliseți. Dacă mâine veți simți că sunteți într-o formă bună, veți putea să creșteți durata pe care o prestabiliți. Dar atenție, ea trebuie crescută treptat. Adică aș crește de la 12 la 13 minute, poate 14, maxim 15. În niciun caz n-aș trece de pe o zi pe alta de la 12 la 20, să zicem. Pentru că răbdarea în rugăciune se termină repede. Și acest copac frumos al rugăciunii e un pom care își dă roadele destul de greu. Nu fiți nerăbdători. Ceea ce se obține încetul cu încetul e temeinic și are șansa să dureze mult. Mai este un aspect de clarificat. Dacă, să zicem, timp de câteva săptămâni sau poate chiar luni de zile, rămânem la durata de 14-15 minute pentru rugăciunea noastră, asta înseamnă că nu o să mai spun niciodată un acatist integral? Pentru că știm că un acatist nu se termină în 15 minute. Răspunsul este că exact despre asta este vorba. Într-adevăr, nu încape un acatist în 15 minute și tocmai asta ne dorim. Să nu încercăm cu orice preț să citim un acatist integral, ci mai degrabă să citim 3 sau patru perechi de condace și icoase, dar să fie citite cu adevărat, cu concentrarea adevărată. Și mai este și posibilitatea ca astăzi să citesc primele 3-4 perechi de condace și icoase și mâine continui de acolo de unde am rămas, cu încă 3-4 perechi. Mai este o întrebare importantă. Există oare și varianta în care stăm la rugăciune cele 12 minute sau 15 sau 20 de minute cât ne-am propus, dar să nu reușim să ne concentrăm deloc? Răspunsul este că da, cred că există varianta asta. Dar cred că atunci când nu reușim să înțelegem sau să, să adâncim o rugăciune, indiferent care ar fi această rugăciune, soluția este să o repetăm. Încă o dată și încă o dată și încă o dată dacă este cazul. Aduceți-vă aminte cum facem în Sfânta Liturghie sau la celelalte slujbe atunci când zicem Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Sau atunci când zicem rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, Doamne și Stăpânul vieții mele de mai multe ori și frazele de la mijloc, Dumnezeule milosti fi mie păcătosului, Dumnezeule curățește-mă pe mine păcătosul. De ce trebuie să le repetăm și să le repetăm și să le repetăm? Dumnezeu nu le-a auzit de prima dată? E importantă repetarea, E importantă repetarea. Mintea procesează mai bine, inima se roagă și mai fierbinte. Deci atunci când nu înțelegem o rugăciune sau nu ne putem concentra, luăm frazele una câte una. Un alt exemplu la îndemână, mai devreme v-am dat exemplul cu rugăciunea împărate ceresc, dar încă un exemplu la îndemână este rugăciunea domnească. Zicem, Tatăl nostru, și când zicem Tatăl nostru, haideți să ne oprim un pic, am înțeles oare cui mă adresez? Mai zic o dată, Tatăl nostru care ești în ceruri, am înțeles? Păi am înțeles cui mă adresez că stau de vorbă cu Tatăl, cu Dumnezeu care este atotputernic puternic, dacă are inimă de părinte, încă o dată, Tatăl nostru, Tatăl nostru care ești în ceruri. Acum pot să merg mai departe, sfințească-se numele tău, știu ce înseamnă sfințească-se numele tău, nu explic, pentru că am explicat tatăl nostru într-un alt clip. Probabil că îl știți și pe acela. Deci, formula aceasta pe care nu o înțeleg, o reiau din nou, o trec prin minte, o las să alunece în inimă, să-mi încălzească inima și după ce am făcut asta, trec mai departe. Ultimul punct de discutat. Cât timp durează această etapă cu temporizatorul pus pe telefon? Care poate chiar vă amuză, dar încercați să vedeți că este foarte practic. Durează oare câteva zile? Durează câteva săptămâni, câteva luni? Cât o să umblăm cu telefonul după noi? Să știți că nu pot să vă dau un răspuns. Pentru fiecare persoană, metoda asta poate să se dovedească deloc roditoare, absolut deloc roditoare, așa că o să o abandoneze sau poate nici măcar nu o să o încerce deloc. Perfect, poate merge cu alte, cu alte metode, cu alte feluri de a te ruga pentru alte persoane se va dovedi că aduce ceva roade. Așa că cine o va încerca și va vedea că merge cât de cât, o să o continue probabil adaptându o la preferințele lui. Dar poate că metoda asta o să vă ajute, să zicem, să vă disciplinați, să aveți o rugăciune relativ scurtă, dar bine structurată. Și dacă o să simțiți asta, continuați cu temporizatorul câteva săptămâni măcar, Până când simțiți că aveți deja o experiență de rugăciune care să vă permită să vă desprindeți de, de cronometru. Să știți că n-am terminat, mai sunt câteva lucruri importante de spus. Poate vă întrebați de ce am introdus în această delicată problemă a rugăciunii temporizatorul de pe telefon. Adică pare un pic brutal, artificial, pare nefiresc. De ce s-a adus tehnologia și, uh, cum să zic, condiționarea temporală? În relația aceasta atât de specială, pe care omul o construiește cu Dumnezeu. Răspunsul la această întrebare este următorul. Rugăciunea cu siguranță trebuie planificată. Ea nu e bine să fie lăsată pur și simplu să se întâmple. De exemplu, în fiecare mănăstire există o rânduială de rugăciune și de slujbe, și e foarte bine planificat programul. Lucrurile nu sunt lăsate la voia întâmplării la ore precise, bate clopotul sau bate toaca și îi cheamă pe călugări la rugăciunea din biserică. Se stă acolo câteva ceasuri. După ce se termină rugăciunea de noapte și de dimineață din biserică, călugării merg la chilie. Acolo au un program de odihnă precis stabilit. Se știe cât o să stea la odihnă. Apoi o să meargă la masă. Apoi o să meargă la activitățile care sunt rânduite pentru ei. Apoi, din nou la biserică. Bate din nou toaca, bate din nou clopotul pentru slujbă. Apoi se merge din nou la masă, apoi din nou la chilie pentru lecturi duhovnicești, pentru rugăciune personală, apoi din nou odihnă. Totul este bine ritmat. Pe ceas nu se merge cu aproximări. Din nou sună clopotul la două dimineața sau mai devreme, depinde cum e programul pentru slujba din biserică. Ce vreau să spun cu asta? Vreau să spun că în mănăstire, acolo unde oamenii chiar sunt foarte preocupați de creșterea lor duhovnicească, totul se face cu program. Rânduială, disciplină. Vi se pare că disciplina nu merge bine cu finețea și cu delicatețea vieții spirituale? Nu e adevărat. Nu e adevărat. Merge excelent. Ba chiar aș zice că dacă, dacă n-ar exista disciplină, monahii cu siguranță n-ar reuși în cea mai mare măsură să crească duhovnicește. Așa că folosiți cu încredere programatorul pentru rugăciune, orice ar însemna programator. De astă dată programatorul este temporizatorul de pe telefon care funcționează cum v-am explicat. Și cu siguranță o să mai vorbim despre ce poate fi programat sau ceea ce trebuie programat și prestabilit în viața noastră duhovnicească. Și încă ceva. Noi, uneori avem tendința să simplificăm, să ușurăm lucrurile. Dacă folosiți metoda asta cu temporizatorul, o să vi se întâmple și următorul lucru. Uneori o să vi se pară că ați terminat rugăciunea, adică ați citit toate rugăciunile sau ați spus toate rugăciunile pe care vi le pregătiseți, dar încă temporizatorul nu s-a terminat, timpul nu s-a terminat. Ei bine, în cazul ăsta, ce o să faceți? O să vă ridicați de la rugăciune? Recomandarea fermă este să nu vă ridicați până nu se termină timpul prestabilit. Continuați cu alte rugăciuni. Adică nu prelungim peste durata prestabilită, dar nici nu ne oprim înainte. Îi dăm lui Dumnezeu tot timpul pe care am stabilit încă de la început că o să îl dăm. Deja clipul acesta este prea lung, Sper să vă fie de folos ceea ce am discutat aici, dar nu închei fără să vă spun următorul lucru. Sfaturile pe care le vedeți sau le primiți pe YouTube sunt minunate, dar cu adevărat de neînlocuit este sfatul personalizat pe care îl primiți de la părintele duhovnic. Vorbiți, deci, cu duhovnicul dumneavoastră despre cum vă rugați, despre ce rugăciuni citiți, despre ce carte de rugăciuni să folosiți, despre timpul pe care îl alocați rugăciunii. Domnul să fie cu noi toți! și să ne învețe pe fiecare cum să ne rugăm lui.